Jucătorul lui Feciage și a revenit alături de colegii săi după o pauză de șase luni. Acesta a suferit o intervenție chirurgicală la picior după ce s-a accidentat în timpul meciului. Acum se antrenează în sală pentru a evita o nouă lovitură. Continuu recuperarea în sală, și domnul doctor mi-a dat voie ca să încep alergările. Dar o să alerg pe bandă, fiindcă afară este zăpadă și pot să alunec. Putem spune că Daniel Ghiță este deja un om împlinit. Anul 2012 a făcut cea mai mare bucurie. A devenit tătic. A venit primul nostru copilaj, băiețel. Este sănătos, 3 kg, 250 de cm. Este foarte bine. Uh, ce vrei să-l faci tot fotbalist când va fi mare? Nu, nu, ce, ce dorește el. Ce, o să-și aleagă meseria în viață, nu, nu o să-l obligăm să facă. Daniel Ghiță speră să-și revină cât mai repede pentru a-și ajuta cu echipierii pe terenul de fotbal. Acesta își dorește să poată promova cu fece și în acest an.